Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Iată-ne în preziua organizării a ceea ce se cheamă Marș pentru Viață. Este o inițiativă a bisericilor catolice și mai puțin a celei ortodoxe, după cum am văzut, dar și a unor organizații non-guvernamentale care și-au dat seama că scăderea aceasta demografică alarmantă de după Revoluție poate duce chiar la stingerea națiunii noastre și lucrul acesta îl simțim din plin, mai ales după 1990. Asta nu că am regretat vremurile împușcatului când știți câte interzicerea avorturilor, câte probleme a creat femeilor române, dar constatăm cu regret că s-a trecut în extrema cealaltă în care femeile nu mai vor să facă copii din diverse motive pe care le vom discuta în această emisiune. Iată că pentru a dezbate această problemă și a vă conștientiza pe toți cei care doriți ca această națiune să renască din propria cenușă, cum se spune ca pasăre Phoenix, vă invităm să participați mâine, începând cu orele 10:30 la acest marș pentru viață, care la Roman va porni din fața statuii lui Roman Mușat. Pentru a afla detalii despre acest marș și pentru a discuta toate problemele legate de această problemă spinoasă contemporană, i-am invitat în platou o emisiune pe părintele Francis Fărcășel, paroc la parohia Iisus Bunul Păstor, binecunoscut în Roman, și pe doamna Simona Bejan, organizatoarea la Roman a Marșului pentru Viață. Bună ziua și bine ați venit în platou emisiunii mele. Mă scuzați de această prezentare mai lungă, necesară înțelegerea a ceea ce dezbatem noi astăzi. Bună ziua, bun găsit, și aș dori să facem totuși o mică corectură. Nu este organizat chiar și la Roman, chiar dacă există Biserica Catolică, chiar și la Roman nu este un marș confesional. Din contra, la acest marș sunt așteptați toți oamenii, pentru că și nu doar la Roman se organizează. În toată țara. Va fi și cu siguranță, vor fi și credincioși și ortodoxi din Roman și de alte confesiuni. Deja știm, Biserica Ortodoxă de la Roman este implicată puternic și în marșul care se organizează la Bacău, pentru că este Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului, iar la nivel de țară, clar, nu doar Biserica Catolică, ci toate bisericile sunt implicate în mod indirect, pentru că, de fapt, marșul pentru viață nu este un marș confesional sau organizat de biserică, ci sunt organizații pro-viață sau persoane. Și inițiativa la nivel național aparține Asociației Studenți pentru Viață, care a început desfășurarea acestor marșuri în urmă cu 7 ani, când marșul s-a desfășurat doar în 3-4 orașe, urmând ca de la an la an numărul orașelor să crească. Anul acesta marșul se desfășoară în 285 de localități din România și Republica Moldova. Dacă anul trecut s-a desfășurat în 130, uitați, anul acesta deja mai mult decât dublu, a căpătat o amploare deosebită. Este aceasta o consecință a faptului că lumea începe să conștientizeze de drama prin care trecem noastre, căci eu apreciez această scădere demografică și care merge ușor, ușor către extinția nației noastre ca fiind o nenorocire extraordinară pe lângă alte multe nenorociri care se abat asupra acestei nații. Exact. Cu siguranță, oamenii de la an la an au conștientizat tot mai mult
și acest lucru, adică ne referim, cum spuneați și dumneavoastră, la scăderea populației, la pierderea nației noastre. Uitați, România este în acest moment, în conform unor statistici oficiale, pe locul 2 în lume, după Rusia, ca număr de avorturi raportat la populația actuală. Ca să vă dau niște cifre, nu foarte exact la număr, dar între 1958 și 1 iunie 2016 au fost raportate 22 de milioane și peste de avorturi în condițiile în care populația... la nivelul României? Sau la nivelul României. Nu, da. La nivelul României. Deci vorbim 22 de milioane de avorturi, peste 22, în condițiile în care populația României la 1 ianuarie 2016 era de 19 milioane. Și dacă ne mai gândim și la ceea ce spun statisticile, că prin anul 2050, dacă se continuă în felul acesta, populația ajunge la 14 milioane, noi trebuie să ne gândim 14 milioane, deja mulți din cei 14 milioane vor fi îmbătrâniți. Ne gândim cine muncește, mai apoi și financiar, cine va mai plăti taxe, cu ce se vor întreține ajutoarele sociale pentru copii, pentru bătrâni, dar nu este doar un impact, se dă, nu se dă viață, ci un impact la nivel general. Acesta este un aspect care într-adevăr îngrijorează societatea, cum a spus și dumneavoastră, încep tot mai mult să fie conștienți, dar mai este un aspect, credem că din ce în ce mai multă lume este conștientă și de faptul că avortul nu este o soluție, de faptul că viața începe în momentul conceperii. Mi-ați ridicat mingea la fileoș pentru a porni de la datele concrete de la Roman. Eu am pregătit o știre cu situația avorturilor în Roman. Din păcate, cifra nu este exactă decât referitoare la întreruperile de sarcini care se fac la cerere, tocmai aici este drama, la cerere, când numărul acesta nu mai este cunoscut, întreruperile de sarcină care se fac ca urmare a faptului că femeile se îmbolnăvesc, au acele metroragii, hemoragii cunoscute în popor, sau că este nevoie de întreruperea cursului sarcinii dintr-un motiv anume, o extrauterină. O să vă rog un pic să urmărim știrea și după aceea să o comentăm. Știrea, vă rog. Din discuțiile cu reprezentanții secției de obstetrică ginecologie, am înțeles că noi în spital nu efectuăm avorturi la cerere. Avorturile la cerere se fac doar în cabinetele private din orașul Roman sau din orașele din vecinătatea Romanului. Însă, tot ca să răspundem la o întrebare adresată de doamna Ordean, din discuție am înțeles că în momentul de față nu mai există obligativitatea de a raporta numărul și tipul de chiuretaje la cerere către diverse instituții ale statului. În cadrul secției noastre de obstetrică ginecologie se practică doar chiuretajul evacuator la pacientele care vin cu metroragie, cu sângerări, adică în cazul unui avort incomplet sau al unei sarcini oprite în evoluție. Și ca statistică, pentru primele 3 luni ale anului, avem un număr de 13 avorturi incomplete și 24 de sarcini oprite în evoluție, care au fost tratate în cadrul secției noastre. Și mai mult decât atât, aș dori să subliniez că în ambulatorul de specialitate al secției de obstetrică ginecologie este promovată contracepția și în urma acestei promovări s-au înregistrat scăderea ale sarcinilor nedorite la pacient. Ați văzut, deci, că numărul de avorturi nu mai este cunoscut după abrogarea acestei legi de către guvernul Petru Roman, dacă ne ținem minte, ea a făcut parte din pachetul acela de legi elaborate imediat după este Revoluție. Este prima lege dată pe 26 decembrie 1989. Prima lege este chiar numărul 1. Deci legea numărul 1 dată după Revoluție, că a fost bine, că a fost rău,
este mai greu de judecat acum, era o descătușare după acea imensă greșeală pe care a făcut-o regimul Ceaușescu de a nu permite femeilor să dispună de viața proprie în condițiile în care și la vremea aceea se trăia din ce în ce mai greu în România. Dar iată că acum la Roma numărul avorturilor nu mai este cunoscut din cauza faptului că aceste avorturi la cerere, cum spunea dumneavoastră, se fac numai în cabinetele private, ori medicii nu mai sunt obligați să le raporteze nicăieri. De aceea noi nu știm. Noi vedem doar acum că sunt 13 întreruperi de sarcină în maternitatea de la Roman din cauza acestor metrologii și 24 de întreruperi de sarcină pe cauza aceasta de boală. Vă rog frumos să comentăm acest lucru. Vreau să adaug că exact și numărul despre care v-am vorbit înainte de acel 22 de milioane avorturi raportate sunt în spitale de stat și nu vorbim despre avorturile făcute în clinici private, unde, într-adevăr... Nu le știm numărul, exact. Asta e... Deci dacă s-ar mai adăuga și acestea, cu siguranță numărul... Și celelalte de înainte de Revoluție, care s-au făcut clandestin, cu siguranță... Numărul este mult mai mare. Pe de altă parte, noi trebuie să înțelegem că omul, spuneați mai devreme, că femeia să dispună de viața ei așa cum dorește. Totuși, femeia sau un om nu poate dispune de viața lui. Viața nu este a lui. Viața este darul lui Dumnezeu. Oricât am încercat noi să vorbim de libertate, de emancipare a femeii, nu suntem împotriva, biserica nu este împotriva lucrurilor acestuia. Dar așa cum vorbim de libertatea femeii de a alege, putem să ne gândim și la libertatea fătului de a se naște. Copilul de ce să nu aibă, cel fătul înainte de a se naște, de ce să nu aibă posibilitatea de a vedea și el pentru o dată, măcar lumina zilei. Exact. Verdeața, să se bucure și el de viață. Femeia poate dispune, dar copilul nu poate dispune de viața lui, dacă e să o luăm exact pe același raționament. Ori viața este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care o dăruiește și doar Dumnezeu poate dispune. Despre acest lucru vorbim la marșul de mâine, despre dreptul copilului de a se naște. Nu este vorba de dreptul nostru de a decide cine se naște și cine nu se naște. Nu avem acest drept. Vreți să spuneți că nu suntem Dumnezei, exact. Nu suntem noi Dumnezei? Exact. Sau Dumnezei. Nu avem dreptul să decidem cine se naște și cine nu se naște. Dar eu aici, fiind vorba de o dezbatere, aș vrea să abordăm puțin chestiunea din punct de vedere al politicilor sociale. Este clar că și politica lui Ceaușescu a fost una dezastroasă, mai ales în ultimii ani, când preferai să nu aduci pe lume un copil decât să-l înfometezi. Și poate acesta a fost unul din motivele pentru care a fost liberalizat avortul, dar este clar că nici după Revoluție această politică, politică socială, politicile sociale dezastroase împiedică oamenii să poată să facă copii și să-i crească așa cum trebuie. Sau trăim cea mai mare dramă, aceea exodului populației spre toate țările pământului după o viață mai bună, când știm cu toții cât se chinuie un român în străinătate spălând bătrânii, îngrijind bătrânii altora, în timp ce ai noștri cad aici nu răpuși de foame, că cei plecați mai trimit acasă bani, dar cei bătrâni care nu au pe nimeni și sunt răpuși de nevoi. În primul rând trebuie să ne gândim, chiar tema marșului de anul acesta este aceasta: ajută mama și copilul, ei depind de tine. Deci tocmai această dimensiune socială și solidaritate pe care fiecare om trebuie să o aibă față de cei nevoi, în cazul acesta vorbim despre femeia în
criză de sarcină. Tocmai ce înseamnă ce această expresie, criza de sarcină. Această sintagmă. Să ne gândim că, din păcate, femeia ajunge ca unică șansă pentru ea să fie, să facă avortul. Nu vede o altă oportunitate. O altă ieșire. Fie soțul o obligă, fie nu sunt condiții materiale, cum spuneați, fie trebuie să renunțe, știu eu, la cariera pe care a început-o, sau presiunea societății. Și atunci ea nu vede o altă șansă, o altă soluție decât avortul. Noi tocmai prin acest marș pentru viață, acest lucru îl intenționăm. Conștientizarea omului, că trebuie să fie solidar cu femeia care se află în criză de sarcină. Are probleme că nu are cu ce să alimenteze copilul? Ne solidarizăm să o ajutăm. Are probleme cu soțul care o forțează? Încercăm să dialogăm cu soțul. Are probleme de, știu, altă natură. Această solidaritate a omului, care, din păcate, uneori nu există, face ca femeia să aleagă ca unică soluție avortul. Ori, tocmai acest lucru încercăm în acest marș, să conștientizăm pentru noi, pentru fiecare, pentru ceilalți, să conștientizăm că trebuie să fim solidari unul față de altul, ca femeia să nu aleagă doar ca unică șansă avortul. Copilul poate fi dat și spre adopție. Spunea cineva că o femeie care alege să facă avort nu face această alegere, nu își dorește să facă avort ca la fel cum și-ar dori o înghețată sau o mașină, ci își dorește să facă avort ca un leu prins în cușcă. Adică se simte constrânsă și atunci poate că de multe ori este suficient, nu știu, un sprijin, o încurajare. Haideți să vă dau un exemplu. În aceste zile se desfășoară în 6 orașe din România o campanie foarte amplă, se cheamă 40 de zile pentru viață. Ea constă într-un program de veghe continuu, veghe timp de 12 ore pe zi, în stradă, veghe și rugăciune, tocmai pentru acest lucru, pentru a conștientiza societatea și pentru a sprijini, știu eu, acest demers al multora care susțin viața. Ei, recent, la noi, la Iași, deci deja în a patra zi de veche, organizatorii au declarat cu mare bucurie că deja au avut, o viață a fost salvată. Adică s-a prezentat la către acei tineri sau oameni în vârstă care fac veche. S-a prezentat o doamnă și a zis, știți, m-am îndreptat către clinică să fac avort. V-am văzut, am văzut mesajele voastre și m-am mai gândit încă o dată. De aceea am renunțat și aleg să-mi nasc copilul. Este deja un mare succes. O viață a fost salvată. Îmi cer scuze pentru că introduc în ecuație și în dezbaterea noastră o altă fațetă a acestei societăți de a noastră și îmi cer scuze mai ales părintelui că mă fac avocatul încornoratului sau a diavolului, spunându-mă că eu, ca om de presă, am un contact permanent cu toată mizeria, mai puțin ca dumneavoastră, poate cu toată mizeria umană. Probabil că ați urmărit recent o chestiune care a zguduit rețelele de socializare și vorbim de acea acțiune a poliției și a DICOT-ului de destructurare acelei rețele de prostituție care racola copile din centrele de plasament. Deci gândiți-vă, o altă realitate este acesta, abandonul în, iată, aproape că nu mai știm numărul copiilor abandonați în maternități, care ajung pe străzi, ajung în acele centre de plasament și de acolo se întâmplă o asemenea nenorocire. Drama mai mare este că acestea erau folosite chiar în dezmățuri ale unor înalți, a câtorva personaje politice din acest județ. Aici este cutremurător. Tocmai aici noi trebuie să ne gândim că trebuie o conștientizare a societății. În orice
domeniu, chiar și în acest domeniu, pentru că, de fapt, eu cred că legi sunt, oportunități sunt, doar că mai greu se aplică, pentru că, spre exemplu, legea protecției copilului este clară, dar s-a văzut că acolo că e un factor, un cumul de mai multe ilegalități sau complicități, ca să nu le spun altfel. Prin aceste acțiuni care se desfășoară la nivel înalt și la nivel național, tocmai acest la lucru, nivelul instituțiilor judiciare. Încercăm ca omul, în primul rând, să fie responsabil. Pentru că acel copil ajunge acolo, să pentru că o mamă... Și legislația este la noi așa cum este și nu numai că dumneavoastră spuneți că pe de o parte e permisivă, eu vă spun din punctul meu de vedere că pe de o parte este permisivă, dar pe de altă parte și la noi este o cultură a încălcării legislației. Exact, de acest lucru vorbesc. Chiar dacă este o legislație permisivă, până la urmă este legislație, trebuie respectată. Dacă e oarecum permisivă, cred că această legislație merge acolo într-o țară în care oamenii sunt mult mai responsabili. Pe de altă parte, așa cum este legislația, dacă ea s-ar respecta, atunci cred că s-ar evita multe din aceste drame. Dați-mi voie să am și o rezervă și în privința aceasta. Părinte, probabil că sunteți și dumneavoastră, doamnă, probabil că sunteți la curent cu faptul că în Roman, ca în toate orașele țării, există o rețea infracțională în spatele căreia stau adulții, dar folosesc copiii aceștia, așa numiți copii ai străzii, la terorizarea populației. Este vorba de mici infractori, pentru că după Revoluție, iată, tot statul român n-a mai fost capabil să înființeze acele școli de colecție, acele centre de educare și o lege de 14 ani de zile nu are norme de aplicare. Probabil pentru că cineva are alte interese și tocmai de aceea, sau poate că au alte priorități, deși nu știu ce prioritate poate fi mai mare decât aceea salvării unei vieți care viața respectivă poate să facă parte din viitorul țării. Și aici ne gândim tocmai la acești copii, pentru că chiar dacă sunt abandonați în aceste centre sociale, acești copii nu înseamnă că nu au minte, nu gândesc, ci din contra, au capacități, doar că nu sunt folosite și atunci, normal, ei ajungând pe străzi, nu fac decât să... Nu, și politica socială și în acest domeniu este absolut greșită. Deci, odată ce am plinit vârsta majoratului, acest tânăr care deja a fost privat în copilăria sa de dragostea părintească, este redat străzii fără nicio posibilitate de a avea o locuință, de a avea un serviciu și așa mai departe. Tocmai aici intervine rolul nostru al presei, bisericii. Al bisericii, al organizațiilor neguvernamentale, de a trezi în om responsabilitatea asupra vieții. În care om? Politicienii sunt corupți, ați văzut? În om, când spun om, de la cel mai mic până la cel mai mare, cum se spune, de la vlădică până la opincă. Dar ce putem face noi opinca împotriva vlădicăi, părinte, pentru că noi vedeți că sunt autiști? Păi iată, aceste marșuri, aceste campanii pentru viață, acestea reprezintă o forță până la urmă. Și este frumos... ca să mai completăm, aceste marșuri pentru viață se desfășoară și în alte orașe, așa cum ați spus, în alte țări din lume. Să ne gândim, de exemplu, de la marșul pentru viață desfășurat anul acesta la Washington, pe 22 ianuarie. Nu cred că aceste lucruri pot fi trecute cu vederea chiar atât de ușor, nu odată, odată, de două ori, dar până la urmă glasul societății va fi auzit. Oricum, un progres, cel puțin la nivel internațional, există în a conștientiza cât de important este să aperi viața. Pe de altă parte, sunt și celelalte societăți sau asociații neguvernamentale care sunt pro-avort, pro-căsătorii de același fel, pro
Noi încercăm, în măsura în care reușim să facem ceea ce ține de noi și de conștiința noastră, de darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu și vorbim în cazul acesta de darul vieții, de a-l promova, de a vorbi despre el și, sigur, aici, în funcție și de ceilalți oameni, de capacitatea lor de informare, de asimilare și de dorință de a apăra viață, ușor, ușor, în timp, un progres al conștiinței cetățeanului cu siguranță va exista. Eu gândesc că nu este suficient acesta. Este necesar de un pachet de politici sociale coerente care să sprijine familia, să o susțină. Iar dacă până și Ceaușescu asigura acea premiere a femeilor, nu știu, se primea o indemnizație de la alte a mamelor eroine, iată că regimul democrat dâmbovițean a scos și acest... Noi suntem conștienți că nu vom schimba țara peste noapte, dar este un început. Așa cum iată în țară se face marșul pentru viață de 7 ani și la Roman abia ajunge, la fel cum în lume sunt cel puțin 44 de ani, parcă de când există marșul pentru viață și în România a ajuns abia acum de 7 ani, e un început. Acum, sigur, orice început nu trebuie stopat. Dacă s-a început, noi încercăm să mergem pe mai departe, Părinte, cu acest lucru. Și conștientizarea omului va veni Biserica în timp. Biserica Catolică este profund implicată în politicile sociale. Eu sunt ortodoxă, dar trebuie să recunosc că meritul Bisericii Catolice este mai mare decât al celei ortodoxe, care abia acum se trezește. Eu, prin natura meseriei mele, particip foarte des la toate manifestările Bisericii Catolice, dar și în aceeași măsură și a celei ortodoxe. Biserica Catolică mi se pare a fi una care a renunțat la acel fast exorbitant și și-a îndreptat atenția către nevoile acestea. A înființat aceste centre sociale, a înființat, dar vă mai întreb acum, tot în calitatea mea de încornorat care apără și pune pe față aici, că de asta am făcut dezbaterea asta, realitățile sociale. Puteți dumneavoastră să convingeți mama care trăiește într-o cameră insalubră în satul Olimpic, știți la ce mă refer, în strada fabricii, da, acolo, să-și crească un copil pe care nu poate să-l hrănească decât dacă îl trimite la cerșit? Eu nu cred că este suficient doar să încurajezi. Lucrul ăsta este clar. Încurajarea vine la pachet cu sprijinul efectiv. Care este nevoia mamei respective? Hrana. Nu cred că este problemă. Locuința, căldura. Deci nu e suficient doar ca să spui hai curaj, dă viață și ne vedem mâine. Trebuie să ajuți în mod efectiv. Noi ne plângem totuși de mult prea multe ori că nu există hrană, că nu are cu ce să-l hrănească. Cred că forțăm mult prea mult lucru în privința aceasta. Dacă am fi undeva în Africa, în anumite zone, acolo da, putem să vorbim că nu există hrană. În România, dacă ne gândim chiar și la Roman, câtă hrană se aruncă doar la sărbători. Se aruncă? Cât da, se aruncă. Asta înseamnă că există. Probabil e necesar mult mai multă implicare, nu doar din partea bisericii. Și aici eu mă refer și Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă. Cunosc sigur activități și de o parte și de alta cu activități caritative. Pentru că nu prea le facem publice și atunci ele parcă nu există. Dar sunt. Sunt puține în raport cu nevoile reale. Eu cred că nu doar biserica trebuie să facă lucrul acesta. Pentru că biserica, ce este biserica dacă este să ne raportăm exact la definiție? Este a noastră oamenilor. Este comunitatea tuturor credincioșilor. Eu sunt biserica, Doamna este biserica, dumneavoastră sunteți biserica. Deci, dacă când vorbim de biserică, că biserica nu face, automat ne acuzăm pe fiecare dintre noi că nu facem. Și atunci, de ce mereu să alergăm cu stigmatizarea? Ce? Eu, creștinul catolic, creștinul ortodox, eu ce fac? Nu o să-i hrănesc pe toți, nu o să am grijă de toate femeile în probleme. Dar ce faci tu, stat?
ca să împiedici niște anomalii. Haideți să vă mai aduc în discuție un subiect. Sunteți romașcan și probabil știți vestita familie Simpson, aceea care umblă de ani de zile pe străzile Romanului cu un cățel de mână, un copil în brațe și altul de mână, dormind prin scările blocurilor, iar acum de când cu interfoanele astea, dormind pe cartoane în spatele casei de cultură sau aiurea. Am ridicat această problemă și am încercat noi ca presă să ajutăm această familie de mai multe ori. Au fost acuzați că părinții sunt bețivi, că au avut un apartament, că l-au vândut, că l-au băut și așa mai departe. Dar ce vină au acei copii? Ce vină au că statul nu ia măsura asigurării unui adăpost pentru copilașii aceia? De ce nu culege statul? De ce nu dă o lege care... Știți că protecția copilului, că am apelat la protecția copilului și am întrebat, domnilor, cum e posibil să fie atâția copii în stradă care sunt delicvenți? Că ei sunt delicvenții acestea, fără ca tu stat să faci ceva, să-i... Nu avem legislație. Din păcate, cei care sunt la conducere sunt rodul societății, dacă putem spune așa. Societatea, ceea ce a mutat societatea, acolo este sus. Atât timp cât noi ne vom responsabiliza despre viață în toate aspectele ei, fie de la naștere, fie mai apoi viața abandonată, cât noi ne vom responsabiliza, vom avea grijă ca acolo în frunte să trimitem persoane la fel de responsabile, care să facă legi la fel de clare și la fel de bune, ca astfel de persoane să nu mai existe. Abandonate, avortate, lăsate pe stradă și așa mai departe. Doamna Bejan, știți ce face poliția cu acești minori copii ai străzii? V-ați întrebat dumneavoastră, am înțeles că faceți parte dintr-un ONG de acesta. Nu fac parte din niciun ONG. Sunt în cetățeană obișnuită. Și v-ați înrolat voluntar, faceți voluntariat în asta. Sigur că da. Dar mă gândeam dacă știți ce face statul cu ei. Pentru că nu are legislație, nu poate, sunt minori, nu poate să-i rețină, îi prinde, îi arestează, îi duce la poliție, eventual îi mai muștruluiește atât cât să nu vadă camerele de luat vedere, arde o amendă care nu se încasează niciodată și îngroașă rândul amenzilor neîncasate de autoritățile locale și îl redau străzii, iar a doua zi micul delicvent se apucă de același lucru. Și atunci, nu știu, ce sugerați, că acești copii nu ar trebui să se nască sau avem dreptul? Nu, sugerez să putem determina statul acesta irresponsabil să se responsabilizeze. Mă bucur că puneți foarte mare accent pe acest lucru și acesta este rolul nostru, al participanților la Marșul pentru Viață. De aceea facem apel, în cazul nostru, la toți romașcanii să participe la acest marș, să fie, iată, împreună cu mii de oameni care vor participa din întreaga țară și participând la astfel de manifestări, știți cum se trezește conștiința societății, se educă, pentru că până la urmă de aici pornim. Se pare că după colectiv s-a mai trezit conștiința societății. Avem un precedent. Este un început. Da, dar vedeți că această clasă politică irresponsabilă nu fură mai puțin și vedeți. Noi prin acest marș nu suntem pro o lege sau împotriva unei legi. Nu ne-am propus lucrul acesta. Probabil în alte contexte, în alte medii se face și lucrul acesta. Noi lucrăm aici mai mult cu noi. Prin acest marș pentru viață, conștientizarea noastră a omului de rând asupra importanței vieții, pentru că dacă noi vom fi în primul rând conștienți de valoarea vieții, de importanța ei, de responsabilitate în fața vieții, de solidaritate, că aici e vorba și de solidaritate cu femeia în criză de sarcină, dacă noi cei de jos, să zicem, vom fi mai responsabili, presiunea de aici, de jos, de la
piramidă, cum se spune, de jos presiunea va crește tot mai sus. Bun, inclusiv... o ajutăm cu un, cum se spune în termeni mai puțin academici, cu un blid de mâncare, cu o hăinuță de la copilul pe care l-am avut. Știu eu cu altceva, dar... Nu aceasta este soluția pe termen lung, e adevărat. Nu aceasta asta este soluția imediată este soluția și imediată, foarte necesară. Dar, treptat, rând pe rând, dacă, așa cum spuneam, conștiința societății se trezește, din ce în ce mai mulți conștientizează acest lucru, cu siguranță, la un moment dat, vedeți, ne tot plângem, nu avem legi, nu avem politicieni, nu există protecție socială adecvată, dar la un moment dat lucrurile trebuie să se miște. Ceea ce facem noi acum, mâine și în toată țara, nu știu, cred că este poate singura adunare publică în care nu ieșim să cerem, să revendicăm ceva, ci ieșim să apărăm ceea ce avem deja, viața. Viața este dar, lucrul ăsta este de necontestat, este demonstrat în ultima perioadă de știința modernă, este demonstrat mai mult ca oricând, că viața începe exact în momentul concepției. De altfel, pentru că tot mai înainte ați vorbit și despre Africa și era vorba de mâncare, de lipsa celor necesare, sigur, că pentru strictul necesar. Vreau să vă spun că am citit tocmai la aceste popoare în Africa, la creștinate sau nu creștinate, popoare tribale. Tocmai acolo activiștii pro-avort internaționali, acolo întâlnesc o rezistență foarte mare. Pentru că, vedeți, în inima omului este sădită conștiința faptului că viața începe încă din pântece. Și tocmai în aceste țări, unde oamenii sărăcie, este sărăcie, oamenii nu au acces la educație, abia dacă au, nu de mâncare, abia dacă au apă. Acolo, activiștii, cum am spus mai înainte, din întreaga lume, unde vor să influențeze și legiferarea avortului, știu eu, ca soluție la sărăcia care există acolo, acolo întâmpină rezistență foarte mare. Asta dovadă că în inima omului este sădită și, cum spuneam înainte, știința modernă ne demonstrează o dată în plus că viața începe și atunci nu vorbim mâine la marș despre dreptul nostru de a decide cine și cum se va naște, ci vom vorbi despre dreptul celui nenăscut de a se naște. Este de altfel stipulat și la nivel legislativ, este Declarația Drepturilor Omului din 1948, când se stipulează foarte clar dreptul la viață al oricărei ființe. Da, așa, există și o carta a drepturilor copilului, da, care prevede atâtea lucruri, da, care sunt încălcate astăzi. Părinte, vreau să mai aduc în dezbaterea noastră o altă realitate cumplită a societății românești. După Revoluție și în România, după căderea sistemului sanitar, care vedeți câte belele și necazuri are, că ne mor copiii pe capete în spitale, ne mor bătrânii pe capete în spitale, ne mor cei sănătoși ajunși într-un spital întâmplător pe capete, sistemul de educație este și el în cădere liberă și polarizat. Avem acei copii de excepție care ne fac cinste pretutindeni în lume, acele care sunt racolate de marile unități, dar avem la polul opus marea majoritate a celor cu abandon școlar, dar mai grav este faptul că și cei aflați în școală sunt așa numiți analfabeți funcționali, adică cel care citește și nu știe ce a citit, nu înțelege ce a citit. Asta pe mine, în calitate de cadru didactic, la bază, mă îngrijorează profund.
Educația este unul dintre pilonii de bază al oricărei societăți. Cu cât educația este mai puternică, cu atât societatea este mai puternică. N-aș vrea să cred că suntem într-o conspirație națională sau internațională prin care cineva dorește să avem un popor needucat, ca să fim un popor slab și ca să putem ușor. Foarte ușor manipula. Nu aș vrea să cred într-o astfel de conspirație. Se mai pune, lumea ne mai duce. Pe de altă parte, nimic nu stă împotriva noastră să ne educăm noi. Fiecare în pătrățica lui, așa cum se poate. Doamna, străduindu-se să-și educe cei doi copii, eu ca preot străduindu-mă să educ din ceea ce pot eu și din mediul meu copiii care vin la biserică, tinerii care vin să pregătesc familiile care sunt, dumneavoastră ca și presă militând pentru viață, pentru familie, pentru educație, mai ales că sunteți și cadru. Fiecare, dacă reușește în dreptul lui să facă lucrul acesta, o să reușim să educăm măcar la un minim societatea în așa fel încât, educându-ne unii pe alții, totuși să nu fim foarte ușor reduși la tăcere. Vă amintiți că la discuția noastră telefonică v-am spus faptul că eu am funcționat timp de 40 de ani, 38 acolo și 2-3 în oraș sau 3-4 ani în oraș, ca profesor de limbă și literatură română la Sagna, un sat în care erau două comunități, cea ortodoxă și cea catolică. Și v-am mai spus, părinte, dacă vă amintiți, că eu n-am auzit în cariera mea atunci de o singură femeie catolică care să facă un avort. Haideți să vedem ce se întâmplă azi la Sagna. Da, din păcate și nu poate modernismul și atât românesc cât și occidental intră și în orice comunitate catolică. Pe de altă parte, noi foarte des vorbim, având la bază și Sfânta Scriptură, încercăm prin cateheze, prin predici, prin întâlniri chiar personale pe diferite categorii de grupuri sau de persoane, încercăm să vorbim tocmai despre acest dar al vieții, despre valoarea vieții și despre ceea ce poate să facă fiecare. În măsura în care omul vine, se apropie de cele sfinte, în măsura în care el se lasă, să zicem, educat, reușim să oferim omului acea speranță și acel curaj de a merge înainte fără să se lase copleșit de aceste încercări, să zicem, sau de greutatea unei sarcini. Recunoaștem că nu putem să facem singur lucrul acesta și nu putem 100%, dar chiar și o viață, dacă am reușit prin ceea ce suntem, am reușit să protejăm o viață, deja am făcut un pas. Chiar ar putea să fie aceasta o temă și din comunicatul Marșului pentru Viață reiese și lucrul acesta, o temă pentru fiecare romașcan în cazul nostru. În anul acesta să-și propună măcar o persoană, o femeie aflată în criză de sarcină să o ajute să depășească și să dea viață. Gândiți-vă ce ar însemna ca din, știu, eventualele naștere anul acesta să nu mai existe niciun avort. Femeia să aibă curajul să dea viață. Și acesta este rolul nostru al fiecăruia. Doamna Bejan, eu am înțeles că dumneavoastră în viața de toate zilele lucrați la aici, putem, da. La Kaufland. Este una din marile supermarketuri sau hipermarket parcă e Kaufland-ul, da. Venit în România să câștige. Este clar că se câștigă foarte bine acolo. Ei, pe mine m-ar interesa dacă nu ar exista modalități de a determina aceste supermarketurile care aruncă zilnic tone de mâncare, să le cedeze. Mi se pare că a apărut și un act normativ în acest sens mai nou, să cedeze această mâncare în aceste campanii pe care să le facă aceste asociații. Ce pot să vă spun? Eu nu mă ocup, eu în cadrul societății la care lucrez, sigur nu mă ocup cu acest lucru, dar știu că pentru a nu arunca aceste alimente care știu se apropie de data expirării, există contracte cu grădini zoologice.
Deci m-a făcut. Ce dar n-ar da. Fi mai măcar să fie da. Împărțite cu ceea oameni. Ce știu deja la nivel național este așa zisa inițiativă Banca pentru Alimente, care în curând va fi și la Roman. Nu dezvălui deocamdată, dar este chiar un romașcan care este foarte interesant ce se ocupă deja, pornind de la București, de această bancă pentru alimente, care merge pe la aceste supermarketuri, hipermarketuri, încearcă să facă un contract în acest sens și atunci aceste alimente aproape de termenul de valabilitate expirat, această societate să reușească să le retragă. Această... Le retragă, să le dea gratuit, cu titlul gratuit? Probabil da, cu titlul gratuit, da. Ca o sponsorizare da. La această bancă și sigur, probabil și în cadrul unui știu, contract de sponsorizare și atunci aceste alimente pot să ajungă la acei nevoiași. Da, pentru că dacă s-ar crea, vedeți că aici la noi iar ajungem la legislație, iar ajungem la factorul politic. Dacă aceste supermarketuri sau orice societate comercială ar fi stimulată printr-o lege mai bună a sponsorizării, s-ar putea face mult mai multe lucruri. S-ar putea aduna și haine, s-ar putea aduna, dar știți că la noi legea sponsorizării nu încurajează deloc mecenatul, nu încurajează... Eu cred că legea sponsorizării este clară și este destul de clară. Fiecare societate poate sponsoriza până la 20% din impozitul pe profit. Dar nu prea au profit, din păcate, decât aceste societăți fie multinaționale. Fie au reinvestiții și atunci automat parte merge spre, fie poate unele societăți și încearcă să meargă la egal. Fac, dacă mai fac aceste gesturi creștinești, le mai fac așa pentru a-și hrăni bruma de conștiință în preajma sărbătorilor. Mai ușor obții o sponsorizare. Eu, în viața mea de jurnalist, am făcut foarte multe baluri caritabile. Când eram dincolo la Roman 24 erau alte posibilități, dar vreau să spun că extraordinar de greu se lucrează, extraordinar. Atâtea umilințe câte îndură un voluntar care se duce să încerce să facă ceva de genul acesta și refuzuri, și se întrântește ușa în nas, așa, mie mai puțin. Dacă este să vorbim de legislație, sigur că aici ar putea, pentru că vedem și în ultima vreme, societățile comerciale parcă mai mult sunt taxate și pe suprataxate da, decât să fie ajutate să producă. Pentru că eu cred că fiecare are intenția de a produce pentru ca, sigur, oricine dorește un profit și sunt convins că totul merge bine. Legislația aceasta înrobitoare tai orice inițiativă de aceasta. Am făcut ce am făcut și v-am dus mereu în politică, lucru pe care, dar fiind meseria mea, cam asta este. Vă lăs din nou să militați pentru aceste lucruri, pentru că ați văzut, eu am avut rolul de a vă pune pe masă realitățile sociale și politice. Tocmai despre acest lucru voiam să vă spun, este adevărat, dumneavoastră, cum ați spus, prin natura meseriei, cunoașteți toate aceste lucruri și mai bune și mai rele ale societății. Ceea ce vrem noi să facem mâine este a arăta și frumusețea vieții. Adevărat a spus, vedeți, multă mizerie, multă legislație care nu este așa cum ar trebui să fie, multe lucruri rele din societate. Dar trebuie să vedem totuși frumusețea vieții și pentru că vorbeam de confortul la care aspiră orice om în ziua de astăzi, despre modernism, despre... vedeți dumneavoastră, tot mai multe sunt familiile cu puțini copii sau fără copii și tot mai puține sunt familiile cu... cu familiile numeroase, cu mai mulți copii. Însă sunt și alea, dar din partea aceea a populației un pic mai arămii. Arămie și, sigur, acolo unde vorbeam, cum vorbeam mai înainte, lipsește educația. Noi vă contrazicem un pic. Mâine chiar va fi o mărturie din partea unei familii cu 6 copii din Roman, familie frumoasă, familie care tocmai va da mărturie. Și sunt oameni care lucrează, oameni care... Eu v-aș putea indica, dacă luați legătura cu Arhiepiscopia Romanului, să găsiți o familie care are 12
13 copii și toți strălucitori la, și familie de ortodoxă, undeva, nu mai amintesc numele, că tot eu am ajutat la, de asta o știu, că la balurile astea de caritate tot am ajutat acești copii. Sunt într-o familie ortodoxă, le-a dat Arhiepiscopia Romanului o casă, ținând, având în vedere numărul de copii. Doamna este ingineră, iar soțul este undeva la Iași, lucrează la un, dacă nu mă înșel, la un notariat, dar nu, de soț nu sunt sigură. Lucrurile frumoase se întâmplă și așa. Marșul pentru viață este tocmai un astfel de lucru frumos care dorim să se întâmple. Chiar se spune la sărbătoarea marșului, vrem ca ziua de mâine, chiar dacă este la început, deocamdată să vedem cum reacționează oamenii, dar în alte localități, vedeam chiar și pe internet, la Bacău, amploarea clară este mai mare, la Iași, la Timișoara am văzut fanfară care cântă în această zi frumoasă, în marșul acesta care este, se dorește a fi o sărbătoare și chiar așteptăm, sperăm să fie vremea foarte frumoasă, mamele, copiii să vină, avem acolo pe centru jocuri pentru copii, bansuri, copiii vor putea să coloreze, vor fi baloane, adică vor fi lucruri ca la o, ca o, la o sărbătoare. Și cum se cheamă acel dans modern colectiv care se face la asemenea flash mob. Ceva asemănător va fi, vor fi mai mulți copii, tineri care vor mobiliza copii. Și apropo de asta, încă o experiență, vedeam aseară tinerii, parte din tineri care vor fi ca voluntari mâine, îi vedeam cât de bucuroși sunt, așa că vor fi pe centru sâmbătă și că vor putea să contribuie prin jocul lor. Mă interesează pe cine ați sensibilizat din factorii decizional, ați invitat pe cei politicieni care trebuie să ia decizia, ați invitat autoritățile publice locale care să facă cunoscut acest mesaj? Nu, pentru că inițiativa aceasta este o inițiativă, cum am mai spus, cetățenească, apolitică, neconfesională, dar invitația se adresează tuturor. Tocmai aici vrem să cuprindem că toți oamenii, indiferent de confesiune, chiar de religie, poate că avem și alte religii, nu prezente în, păi în aici Roma, avem, în Roma. Adică viața sunt atâtea religii care chiar interzic prin ele, cum sunt penticostale, cum sunt... Da, tot fel, și confesiuni creștine, și alte religii, toată lumea prețuie, da, toți care prețuiesc viața și toți care prețuiesc demnitatea vieții, toată lumea este invitată să participe și știți cum să solidarizăm bine, împreună. Bine, mi s-ar părea, pentru că la autismul de care dovadă ar fi indicat să fie acolo prezenți în rândul oamenilor și să afle. Dumneavoastră ne faceți cunoscuți și atunci credeți că se uită politicienii sau o fac noi responsabilizăm societatea. Noi responsabilizăm societatea. Pentru mâine va fi un medic, mama trei copii, care va fi prezentă și ne va ține o mărturie, va fi această familie care va. Poate o găsim mătărie între timp și pe cea, dacă luăm legătura cu arhiepiscopia, pe cea cu 11, dacă nu cum așa, acum are chiar 12 copii, când fiecare an tot face. Vedeți, sunt copii. Lucruri frumoase, sunt în jurul nostru, se întâmplă lucruri bune pe care trebuie să le dăm ca exemplu, fiindcă, cum vă vorbeam înainte, sunt tot mai multe familii cu foarte puțini copii, cu un copil sau fără niciun copil, nu știu, cred că nimeni nu vorbește despre tristețea acestor familii, recunosc sau nu recunosc faptul că în familia lor este tristețe, este singurătate, pe când imaginați-vă o familie obișnuită cu mai mulți copii. Sigur că acolo este veselie, este ceartă între copii, este viață. Nimeni nu vorbește despre dramele femeilor care fac avort și cât suferă, prin ce trec. Recomand celor care ne urmăresc, pot să intre pe internet și acolo vor putea să vadă site-uri care, cu astfel de mărturii, www.avorturiregretate.ro, dar și mărturiile persoanelor fericite, femeifericite.com. Acolo ei pot vedea mărturiile atâtor femei care
au acceptat viața și sunt fericite, cele care, care au luat inițial în considerare opțiunea de a face avort și până la urmă au ales să nască copilul. Mai aveți 2 minute, vă rog, tot ceea ce nu v-am lăsat eu să spuneți, aducându-vă în discuție toate aceste chestiuni reale ale vieții, să spuneți în cele 2 minute care au mai rămas. Viața este darul lui Dumnezeu. Asta trebuie să ne sune mereu în minte. Iar Dumnezeu, când îți oferă un dar, ca orice persoană, când vine cu un dar, ți-l dă pentru binele și bucuria ta. Dumnezeu nu dă o viață pentru răul tău și îl dă spre bine. Poate tocmai în acel copil pe care femeia îl avortează, prin acel copil Dumnezeu ar fi vrut să binecuvânteze familia. Familia refuza copilul și atunci omul se zbate în sărăcie și tristețe. Noi suntem aici pentru că părinții noștri au ales să ne nască. Da. Stimați telespectatori, iată una din cele mai interesante emisiuni din ultima vreme. Vă sfătuiesc și eu, ca și interlocutorii mei, părintele Francesc Fărcășel, paroh la parohia Iisus Bunul Păstor, și doamna Simona Bejan, organizator al Marșului pentru Viață de la Roman, să fiți mâine la ora, începând cu orele 10:30, în piața Roman Vodă și împreună să milităm pentru viață. O zi bună! Vă așteptăm cu drag!